Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Dragi prieteni, e un scandal întreg cu luminițele de Crăciun în Ploiești, cu ornamentele. Primăria spune că nu are bani. Pe de altă parte, primarul Andrei Volosevici, aici în emisiune, într-o intervenție telefonică, a spus că va face rost de bani din sponsorizări, iar iluminatul va exista începând cu data de 10 decembrie, dacă rețin bine, în jurul datei de 10 decembrie. Însă, dincolo de sponsorizări, este foarte util din punctul meu de vedere să vedem care este situația de fapt, care este poziția regiei autonome de servicii publice, regie care se ocupă și de iluminat, și de termo, și de apă și canalizare, și de dezinsecție, și de rosal, de gunoi și așa mai departe, adică acele servicii publice care ne afectează viața ori în sens pozitiv, ori în sens negativ, zi de zi. Invitat este directorul RASP Ploiești, doamna Zoia Staicu. Bine ați venit, doamna director, mulțumesc pentru participare. Spuneți-vă, rog, cum am ajuns în această situație, ca Ploieștiul să nu aibă, a fost, cum să spune, șoc, 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 breaking news, a fost wow. Ploieștiul nu are bani pentru a împodobi orașul în pragul sărbătorilor de iarnă. Dumneavoastră a spus clar, domnule, avem datorii. Care este situația la ora actuală? Așa cum ați spus, Ploieștiul este îngropat în datorii și dacă ne place să credem și dacă nu ne place și dacă este bine și nu este bine deloc. V-ați contrat cu domnul primar la ultima ședință? Așa este. În ședința de Consiliu Local din data de 10 octombrie am avut o interpelare prin care am spus că suma destinată luminițelor este 13,44 lei. Deci nici măcar pentru un bec nu ne-ar fi ajuns. Iar ceea ce ne durea pe noi cel mai tare era factura de la Electrica. Am și spus că factura este restantă. Ultima zi de plată era 30 octombrie. Pe 10 noiembrie deja trebuia să fie o notificare pentru deconectarea de la iluminatul public. Deci am riscat să stăm pe întuneric. Tocmai la iluminatul public din oraș. Mă refer la iluminatul public. Tocmai datorită intervenției mele, consilierii locali au considerat oportun mutarea acestei sume la capitolul iluminat public și nu la beculețe, pentru că lucrurile nu stau deloc bine. Și anume, pe data de 10 ar fi trebuit să fie o notificare. Colegii mei au scris către Electrica și au rugat să ne păsuiască, exact așa au scris în mail, să nu trimită notificarea, pentru că va urma o ședință de Consiliu Local prin care vom pune bani în buget pentru iluminat. Lucrul ăsta s-a făcut. Din 330.000 s-a făcut o plată parțială de 200.000, iar în ședința din 16 noiembrie am pus diferența și am putut achita factura. Facturile oamenii la... nu sunt, adică noi suntem interesați și de aceste cifre și de aceste date pe care dumneavoastră evident că le știți foarte bine. Dar ploieștenii spun așa, domne, de ce RASP-ul, de ce primăria Ploiești prin RASP nu are bani, primăria Ploiești, de ce RASP-ul nu are bani pentru a plăti decorațiunile de iarnă, de Crăciun? Deci vreau să spuneți datorii către Electrica, pe înțelesul nostru, un pic mai simplu, vă rog, că ne-ați pierdut cu toate hotărârile, cu toate ședințele de Consiliu. Spuneți că plăiește datorii către Electrica și risca să rămână în beznă. Cu siguranță. Și s-au plătit acele datorii sau care este situația? S-au plătit acele datorii, ultima factură ce va trebui achitată poi mâine e în valoare de 330.000 de lei. Deci am plătit factura restantă în două tranșe, prin două hotărâri de Consiliu Local. O dată 200 și o dată 130.000. Și atunci de ce nu punem beculețe? Pentru că nu am găsit alți bani pentru iluminatul festiv. Iluminatul festiv înseamnă 1.200.000 de lei. Cu 13,44 lei n-am cum să dau comandă să monteze. Atâta e suma prevăzută, nu? Ca să atâta este suma rămasă, prevederea pentru iluminatul festiv de sărbători. Deci banii n-au fost puși un an de zile, iar acum la finalul anului, când Ploieștiul este îndatorat, da, să spunem lucrurilor pe nume, nu am găsit banii necesari pentru iluminatul festiv. Au fost discuții la SGU și la TCE, salariații nu primiseră salariu, dar nu își luaseră banii și atunci am, împreună cu colegii consilieri, am stabilit că mai degrabă achităm salariile restante pentru cei de la SGU și de la TCE, decât să punem atunci, în data de 10 noiembrie, banii pentru iluminat.
Cu această ocazie l-am și forțat cumva pe domnul primar, a spus că va găsi o soluție și că pe data de 10 decembrie va da drumul la iluminatul festiv, care dumnealui o soluție pentru a ieși din această situație. Deci lucrurile... Pe semne, în mod cu certitudine, se referă, primarul se referă la sponsorizări, fiindcă să lămurim clar cu subiect și predicat, RASP-ul nu are bani. Nu. Nici acum, nici pe 10 decembrie, nici pe... plus că durează operațiunea de a amplasa acele decorațiuni. Nu are bani pentru iluminatul festiv. Da. Care este situația? Vom reveni la iluminatul festiv. Care este situația? Fiindcă se știe foarte clar în spațiul public, spre exemplu, că RASP-ul Ploieștiul, primăria Ploieștiul are datorii către fostul operator de termie de apă caldă și căldură, Veolia, care a plecat, a reziliat contractul, a ajuns la termen, dar au rămas foarte mulți bani către Veolia. Noastră care manageriați serviciile publice, desenați-ne, vă rog, un tablou din acest punct de vedere, vă rog, al serviciilor publice. Care sunt sumele restante? Deci, prin hotărârea 374, primăria și-a luat angajamentul că va plăti către Veolia Energie 3.281.000 de lei lunar. S-a achitat această sumă în luna septembrie. Pentru luna octombrie, primăria nu a mai găsit bani să achite. A făcut o adresă către Veolia să fie păstuit o lună de zile, Veolia răspunzându-i că ultima zi de plată, ca să rămână în vigoare eșalonare, este 15 noiembrie. Nici la 15 noiembrie Ploieștiul n-a achitat suma. Suntem în 30 noiembrie, trebuie achitat a treia rată de 3.281.000, nici acum nu avem. Despre ce datorie totală vorbim? 82 de milioane. 82 de milioane. De lei noi, adică da, nu. Da. Suma este 82 de milioane. 0,28. Asta înseamnă 16 milioane de euro, dacă împart eu repede. Așa este. Așa este. Problema este că nu ne putem ține de eșalonare, după cum am spus mai devreme. Iar în cadrul acordului spune că dacă o singură rată nu am achitat-o, suntem bun de plată și la cei 9 milioane de lei penalități. Deci suma exactă de penalități este 9.397.000. Spuneți-mi, vă rog, către următorul serviciu. Încerc, spuneți-mi, vă rog, pentru dezăpezire și salubritate, care este salubritate și dezăpezire. Că vedem că a început vremea să se înrăutățească. Pentru salubritate nu avem niciun ban. Comanda nu a putut fi dată către operator, semnată către operator, pentru că nu avem bani în buget. Am avut un program care n-a putut fi semnat din lipsa banilor. Drept urmare, serviciul de curățenie căi publice, fiind un serviciu public, de utilitate publică, ei funcționează în virtutea contractului care l-au. Dar la ora aceasta noi nu am semnat și n-am dat niciun program. Dovadă, am și programul la mine, nesemnat de către primărie și nesemnat decât de operatorul de salubritate. Adică el singur a semnat programul. El a semnat programul, trebuia semnat de RASP și după aceea a avizat de primar. Da. Un ban nu avem în buget. Ca să poată fi plătit, stați puțin. Exact, ca să poată fi plătit. El practic acum lucrează fără bani. Așa cum lucrează și SGU din luna septembrie. Și nu va dori banii? Sau ce? Cu siguranță, la ședințele următoare va trebui să găsim bani pentru dezăpezire, pentru că așa cum vedeți că este afară vremea... Stați până la dezăpezire, curățenia, de când nu mai... Aveți cumva la îndemână data de la care... Sigur, pentru luna noiembrie. Pentru luna noiembrie și decembrie nu avem bani prevăzuți în buget. Și ați vorbit cu operatorul sau care este? Adică mie, bun, eu sunt de acord că este de siguranță, dacă vreți, din punct de vedere sănătății, ridicarea gunoiului. Dar operatorul ora actuală lucrează fără să ia bani, nu? Sigur. Sigur, asta facem acum, căutăm banii. Și banii veți da la anul? Adică că mi-e teamă că nu mai lucrează. Plata se va face la anul, probabil, dar ca să pot să dau drumul la comandă, îmi trebuie prevedere. Așa cum spune legea finanțelor publice locale, 273, eu nu pot să dau comandă dacă nu am prevedere. Cum nu am prevedere nici măcar un leu. Prevedere bugetară, ca să prevedere înțelegem. Prevedere bugetară, dar este, un angajament. Da? Eu nu pot să-mi iau angajamentul că fac curățenie dacă eu nu am banii puși în buget de către Consiliul Local și
căutat, ca și domnul primar ca ordonator de credit, să-mi găsească bani în buget să pot să dau comandă. Și atunci am rămas cu comanda nesemnată pentru luna noiembrie. Există riscul ca operatorul să nu mai ridice gunoiul? Să nu cu mai... siguranță. Cu siguranță. Ați vorbit cu operatorul și există noi acel... am rugat să meargă în continuare, pentru că vă dați seama, am mai avut odată problema aceasta cu neridicatul gunoiului. Și atunci aici nu se pune problema de ridicat gunoiul, ci de faptul că bate iarna la ușă și va fi la mai grav de atât. La dezăpezire, cum este? Care e situația? Câți este bani? Aceea sumă. Deci curățenie că e publice. Ce căutați? Căutam să vă dau programul care noi să vă fac dovada că nu este achitat. Am înțeles. Bun, aveți aici 100 de hârtii venit după. Pregătită cu toate documentele ca să vorbim pe hârtie așa cum. Deci programul nu este trimis operatorului de sănătate de către primărie via RASP, ci este un program agreat pe semne după vechiul program pe care operatorul și l-a semnat singur, neexistând bani ca spați de a comanda. La dezăpezire care e situația? Câți bani, care este suma? 0 lei. Curățenie, căi publice și dezăpezire este un singur articol bugetar unde avem prevedere 0. Și ați vorbit la primărie, ați vorbit cu primarul Andrei Volosic, ați vorbit cu viceprimarii, Am făcut numeroase înștiințări în sensul acesta. Recunosc că la un moment dat mi-a dat un răspuns halucinant că nu trebuie să țin cont eu de prevedere. M-am uitat încă o dată în lege, m-am dus, recunosc și la... Am cerut sfatul și altora să spun mai... în temă decât mine și a citit hârtia, a zâmbit și mi-a spus că aceasta nu poate fi semnată de profesioniști. Nu știu cine sunt doamnele, dar nu e tocmai ok. Ce răspuns v-au dat? Și la dezăpezire care e? Adică în afară să ne rugăm la Dumnezeu să nu ningă în Ploiești, să se aștearnă, doar așa, încet, încet, se topească repede. Care este? Adică noastră ce veți face la prima zăpadă serioasă? Aștept mâine ședința de Consiliu Local, unde probabil că va fi o altă rectificare de buget, unde să găsească domnul primar o sumă pentru a o pune în buget pentru dezăpezire. Este posibil că dacă nu există această sumă să lucreze ca și cei de la salubritate în baza vechiului contract, așa? Sigur, ei deja acum 2 săptămâni amenințau cu greva, le-am explicat că situația nu este foarte bună la primăria Ploiești, au înțeles, lucrează numai cât vor putea să aibă bani să... Vă dați seama că trebuie să cumpere stoc de nisip, de sare. Nu au cumpărat din informațiile pe care aveți? Au 100 de tone, dar probabil că va fi destul de puțină cantitatea pentru iarna care bate la ușă. Ploieștiul cam cât consumă? Cam câte tone de nisip? În funcție de iarnă, cât este de... Deci de câte ori e nevoie, dăm în comandă și dă cu material antiderapant. Spuneți-mi, vă rog, haideți să vorbim puțin despre termo. Despre termo Ploiești, despre serviciul de termoficare, un serviciu care este această societate, de fapt, aparține Consiliului Municipal, este în subordinea RASP, RASP-ul, de fapt, monitorizează activitatea. Care sunt primele concluzii? S-a dat drumul la căldură? Da. Care sunt primele concluzii ale celor de la RASP, ale dumneavoastră? Concluzia este, ca și la electrica și peste tot, că nu avem bani să le achităm, să achităm datoriile către ei. În urma discuțiilor cu domnul primar, acesta a spus că primăria a dat un împrumut către Termo. Într-adevăr, împrumutul este 21 de milioane, numai că noi trebuie să dăm celor de la Termo 30 de milioane. Deci este o diferență de 9.300.000 pe care va trebui să o acordăm și acestei societăți, a noastră, a Consiliului Local, pentru a nu intra în faliment. Această diferență include și luna octombrie și noiembrie? Nu. Această situație este doar până la luna septembrie. Și acum când e frig, când oamenii au dat drumul la căldură, când Termo livrează, acum o să vină grosul și Termo așteaptă subvenția aceea. Da. E reprezintă vreo 500 de lei aproximativ. 418,25 fără TVA. 500 de lei. Pe gigacalorie. Pe gigacalorie. Și așteaptă, fiindcă are și creditul acela. Care este, cei de la Termo ce vă spun? Adică așteaptă banii de la noastră sau se descurcă și fără banii? Dar mi se pare imposibil să se descurce fără această subvenție. Vă dați seama că cea mai mare parte a banilor vin de la primărie. Da. Atât timp cât te angajezi că plătești 500 de lei pentru fiecare gigacalorie,
pe timpul iernii se consumă în jur de 60, între 50 și 60 de mii de gigacalorii. Vă dați seama că dacă mulțim 60 de mii cu 500 de lei, suma este enormă pe care da. O să o avem de plată în această perioadă către societatea noastră termoplă. Către termo și termo, pe de altă parte, a luat și acel credit bun, că au luat gaze ieftine da. Și că nu puteau să ia singuri. Dar gira de primărie și trebuie să dea banii înapoi, adică e posibil să ne încurcăm pe drum, cu alte cuvinte? Din punct, sunteți specialist. Dacă lucrurile nu sunt gestionate cum trebuie, cu siguranță ne vom încurca pe drum. Am văzut declarațiile și ne-am lăudat că am luat un împrumut de parcă cineva ne-ar fi dat gratis. La acel împrumut plătim comision, ceea ce înțeleg că până acum niciodată nu a cerut banca vreun comision primăriei. Este pentru prima dată când aud că în afară de dobândă se plătește și comision. Ne rugăm la Dumnezeu să putem să achităm, ca termo să poată să-și achite datoria către bancă. Sunteți mulțumită de calitatea serviciului? Au început ok, din semnale pe care le aveți de la cetățeni? Da, da. Ei lucrează, mai au aici colo lucrări de modernizare, mai se sparge pe undeva, dar în timp util se duc și repară. Sunt mulțumită de timpul repară, de intervenție, da? Cu siguranță. Cu siguranță sunt profesioniști. Oamenii au rămas aceiași. Cei care lucrează și care au lucrat și la Veolia ani de zile sunt, așa cum știți, ei au fost preluați de către Termo Ploiești. SGU, apar știri că azi a apărut, zilele acestea am văzut în Observatorul o știre că SGU a facturat o lucrare la 25.000 de euro, dacă și nu mă înșel. Ulterior, după ce presa a semnalat, acea lucrare a ajuns să coste 19.000 de euro, deci o diferență de 6.000 de lei, cu 17.000 de puncte de sudură. Cei care doresc detalii pot intra pe Observatorul. Spuneți-vă, care este relația cu SGU? Am văzut că, de fapt, este public faptul că nu mai au buget. Bugetul a fost consumat, au avut în jur 35 de milioane de lei și zilele acestea au fost dați alți bani pentru salarii, ce spuneam și noastră la începutul emisiunii. Cum apreciați activitatea SGU și, pe de altă parte, relația cu RASP? Țin să precizez un lucru, că SGU lucrează în baza comenzilor date de RASP. Da. Ca reprezentant al primăriei, să spun așa. Da, așa este. Ne reprezentăm UAT-ul. Da, relația este destul de încărcată, destul de tensionată cu SGU, pentru că față de ceilalți operatori aici nu am găsit o deschidere. De fiecare dată când colegii merg pe teren, sunt refuzați să meargă ceilalți inspectori ai lor să verifice calitatea serviciilor, cantitatea de material dendrofloricol care este pus în spațiu verde și tot timpul au fost discuții între RASP și SGU. De fiecare dată, sau de cele mai multe ori, facturile au fost date înapoi pentru recalculare. Țin să spun că anii trecuți nu s-a întâmplat acest lucru, deci este ceva de ce se întâmplă în ultimii 2 ani. Timp în care refuză să ne pună la dispoziție toate documentele, așa cum a spus și dumneavoastră, două mâini curente, deci practic două panouri dintr-un pod, au reușit să ducă factura la 127.000 de lei, le-am dat factura înapoi. Este imposibil într-o zi de lucru să dai 17.500 de puncte de sudură și să-mi spui că ai reparat tot podul. M-am uitat pe activitatea lor, doar pe 28 august au lucrat la acel pod. Deci n-ai cum fizic să poți să aplici 17.000 de puncte de sudură, un sudor într-o zi. Ce să culeze, da factura înapoi. Da, factura și aceasta înapoi, să o verifice și să ne spună dacă asta este suma finală, cu atât mai mult cu cât comanda nu a fost dată de către RASP. Aici avem o altă problemă, pentru că pe lângă RASP sunt o grămadă de domni în primărie care îi trimit să facă diverse lucrări. Da, da, și ne pun în fața RASP-ul faptului plătește. Primit. Cu siguranță, ne pun în fața faptului. Și dumneavoastră nu plătiți sau ce faceți? Vă dați seama că astăzi, pentru cei 125.000 de lei, a trebuit să iau în calcul factura dintre 15 și 30 septembrie. Deci colegii mei au mers pe teren pe 30 septembrie, au făcut fotografii. Astăzi le-a pus, au avut bani în buget, 125.000, iar noi am dat drumul la o factură din luna septembrie.
Deci ei din luna septembrie n-au mai primit de la RASP nicio comandă, neavând buget. Nu știu cum lucrează, am mers și am discutat cu domnul director, a spus că o să avem o altă discuție cu toți factorii implicați, inclusiv cu comisia de recepție de la nivelul primăriei, pentru că nu mi se pare normal să vin acum și să dau bun de plată o factură executată în luna septembrie. Dar dumneavoastră n-ați mai dat comenzi în septembrie? Nu am dat comenzi pentru că nu am avut niciun leu în buget. Deci dumneavoastră spuneți așa, n-aveam bani și n-am putut să comandăm că nu puteam plăti. Exact. Dar comanda altcineva și noastră plătiți, sau cum este? Că nu... Așa este, asta am văzut zis? Zilele trecute, s-au lăudat pe un site că pun, ziceți, stegulețe, am văzut la buchiniști că schimbă pavelele, i-am întrebat cine i-a trimis și a zis primăria. Bun, ce căutați aici? Ne-a trimis primăria. Păi atunci și noastră... primăria să vă plătească. Păi da, și ce veți face? Nu veți plăti? Cu siguranță, pe măsură ce vom primi banii, i-am trimis pe colegi să facă fotografii și să vedem în funcție de situația de lucrări și de banii alocați, pentru că înțeleg că ei nu mai au buget. Au primit anul trecut 30 de milioane, 30 de milioane ce trebuiau împărțiți în 12 luni și cât de cât factura să fie apropiată de suma care rezultă din lucrul ăsta. Înțeleg că i-au cerut 60 de milioane buget, că li s-a dat 30. Era ireal să primești 60 de milioane, deci trebuia să țină cont de lucrul ăsta. Într-o discuție cu domnul primar, înțeleg că le-a promis 60 de milioane și probabil că i s-au bazat pe 60 de milioane. Dar acum am și eu o întrebare. SGU când lucrează, adică au ce lucra? Fiindcă dumneavoastră dați comenzi. Este doar din acest motiv vă adresez această întrebare. Noastră RASP. Bun, și mai dă pe semne domnul primar sau executivul? Da. Deci pentru spații verzi și pentru serviciu tehnic, comanda trebuie să fie dată de către RASP. Ei mai au venituri proprii din ridicări de mașini de la cimitire, da. Și probabil că acești bani sunt îndestulători și atunci primăria vine decât cu o diferență. Dovadă că astăzi au primit 125 de lei. Dar dumneavoastră nu veți, până la sfârșitul acestui an, nu veți mai da nicio comandă, mică, nu mai aveți bani. Sau până cum? Exact, până nu avem prevedere, noi nu putem să dăm o comandă de nimic. Am văzut că aveți o relație tensionată cu domnul primar în ultima perioadă. Vă pomenește una, două, doamna director Staicu. De când s-au stricat apele? Sau cum? Sau în ce cheie interpretați? Relația cu domnul primar s-a deteriorat în momentul în care dumnealui a găsit, calea către PSD. Dumnealui ne-a părăsit pe noi și nu noi pe dumnealui. A considerat că așa este cel mai bine și acum cine este la PNL este dușmanul lui. Indiferent dacă faci un lucru bun sau nu, nu poți avea o cale de comunicare pentru că tot timpul te trimite la politic. Dacă ai ceva să-i reproșezi sau îi trimiți o hârtie, nu poate să spună decât că te-a pus Roberta, că te-a pus Dumitrescu, că te-a pus... Deci altceva. Asta v-a deranjat și de aici s-au inflamat? Cu siguranță, cu siguranță. Și eu, atât eu cât și colegii mei știm ce avem de făcut. Sunt lucruri care le facem an de an, da? Gândiți-vă că eu sunt la RASP, lucrez de 10 ani, dar în primărie lucrez de 23. Deci sunt lucruri care an de zile le-am făcut într-un fel, iar acum de 3 ani, de când dumnealui este primar, lucrurile trebuie să fie exact cum vrea dumnealui. Și așa face sau nu? Așa face, deci dumnealui este... Așa faceți dumneavoastră sau nu? Nu am cum să fac. Vă dați seama că n-am cum să fac și n-am cum să țin cont când eu știu exact ce am de făcut, iar lângă mine semnează și niște oameni care de 20 de ani fac lucrul ăsta. Deci nu pot să mă duc să spun, da, ai dreptate. Poate că în primărie își găsește oameni care sunt... care spun ca dumnealui. Nu este... Dumnealui este arhitect, este inginer, este economist, dumnealui știe cum se plantează o floare, unde, le știe pe toate. Acum îl ironizați, deci, evident că n-are aceste, sau cum? Nu îl ironizez, nu acceptă niciun alt punct de vedere în afară de al dumnealui. Deci orice îi spui nu este ca tine, este ca el. Iar lângă dumnealui nu au rezistat decât cei care, până la urmă, nu sunt decât aplaudați și care îi spun care dreptate. Dacă, Doamne ferește, îndrăznești să spui altceva, este jale. Deci celor care se vor întreba de ce Ploieștiul, dar vă rog, nu mai mă trimiteți la HCL-uri, la date, vorbiți așa cu noi ca da. O ploieșteancă. De ce Ploieștiul nu va avea niște luminițe spectaculoase, fiindcă mie mi-e greu, Doamne ajută să fie din sponsorizări, dar mie mi-e greu să cred că din sponsorizări, care sunt limitate, va fi, Ploieștiul poate fi împodobit de Crăciun spectaculos, cum a fost anul trecut. Cam astea sunt semnalele.
Ce le spuneți pe scurt? Să așteptăm data de 10 decembrie să nu, vedem cum de ce nu au? Lăsați, haide să intrăm și cu domnul primar dacă mă rog, prietenul dumneavoastră, fostul dumneavoastră prieten, nu știu cum ar trebui să zic. Fostul prieten. Fostul. Să vedem care este poziția cu luminițele, fiindcă dânsul spune, domne, banii de la electrică nu trebuiau dați atunci, puteau fi amânați și ca atare se putea face. Nu. Noi la electrică am plătit până la actuală de la începutul anului 145.000 de lei penalități. Deci nu este un lucru normal să plătești penalități, să te lauzi că ai bani în buget, da, că sunt bani în trezorerie, dar atât timp să nu poți să-ți plătești o factură. Deci sunt facturi neachitate, sunt facturi la care avem penalități 110.000 plus 30.000 plus 40.000, deci în total 145.000 de lei. Da? Înseamnă penalități doar la electrica. Este ireal. Deci penalități, nu sumă de... Penalități pentru că nu am fost în stare să achităm facturile la timp. Electrica nu te iartă niciodată. Te păstuiește 30 de zile de când emite factura și după aceea în următoarele 10 primești înștiințare sau notificare că ți taie... Dar de ce nu avem și noi LED-uri? Pentru că înțeleg că va fi un proiect nou. Cei de la Luxten, care sunt în plină procedură de licitație, au în calcul acest lucru și au luat în calcul, iar pe nou contract au prevăzute LED-uri. Problema este că, din ce am văzut, așa cum știți, noi avem și activitatea de dispecerat al primăriei, o monitorizăm, lumea este nemulțumită. Cel puțin pe linia tramvai, m-am uitat peste reclamații, foarte mulți spun că lumina nu este bună, că nu este lumină galbenă, că nu este lumină albă, că nu se poate, că nu știu exact ce s-a întâmplat. Oricum am văzut și nemulțumiri vis-a-vis de calitatea LED-urilor, cel puțin cele care s-au montat pe linia tramvai. Da, n-a răspuns domnul primar pentru conformitate. Spun acest lucru, fiindcă suma pe de altă parte pe care primăria o plătește lunar către electrică este, dacă nu mă înșel, în jurul cifrei de 1 milion de lei. O cifră imensă. Nu a fost 1 milion, a fost 1 milion în luna mai, când a trebuit să facă eșalonare. Deci în luna mai am eșalonat facturile, sunt în jur de 400-500 de mii. De pe lei. Lună. Deci de 6 lei. Milioane pe, exact, pe an. Exact. Ar merita și Ploieștiul să fie, să aibă acele LED-uri. Au fost și programe europene, proiecte europene. Bun, asta este. La capitolul proiecte europene, după cum știți, suntem deficitari. Deci până la ora actuală n-am găsit pe nimeni care să se aplece cu multă... cu mult profesionalism. De ce zâmbeați când spuneați că așteptăm data aia 10 decembrie să vedem ce luminițe vor fi? Să vedem ce luminițe vor fi, pentru că a spus că va fi altceva și, nu știu, mă aștept să fie luminițe, cum a spus dumnealui, mai roșii, mai galbene, mai, că înțeleg că asta a fost nemulțumirea, că luminițele pe care eu le-am propus celor de la Luxten sunt galbene, că eu sunt la PNL. Fals! Niciodată nu l-am căutat pe operator să-i spun cum să arate iluminatul. Propunerea, așa cum a și spus directorul de la Luxten, a fost a lui. El a venit cu o propunere, mă rog, cu lumină caldă, cu lumină fi, albă, mai să cu... fie, dar nu... A venit cu acest protocol pe care ni l-a lăsat și pe care n-am înțeles de ce trebuie să-l semnez eu, dacă domnul primar a fost nemulțumit de ceea ce am spus, și anume că nu avem bani, pentru că exact cum scrie total iluminat festiv, 1.200.000. Da? Montarea iluminatului costă 300.000. Închirierea 650.000 a beculețelor. Deci n-ai niciodată cum cu 13 lei să comanzi luminițe de 1 milion. Și mă îndoiesc că va fi altceva față de anul trecut. Doamne ajută, toți ne dorim lucrul ăsta, lumea așteaptă, vedem ce soluție a găsit. O ultimă întrebare. Care considerați că e principala cauză pentru care Ploieștiul a ajuns în situația, prin RSP, a ajuns situația să nu aibă bani pentru decorațiuni de iarnă? Dacă discuțiile ar fi fost oneste la nivelul Consiliului Local, dacă domnul primar ar fi fost deschis, asta este părerea mea, față de consilieri, de toți consilierii, indiferent de culoarea politică, să spună asta este bugetul, astea sunt sumele de plată, atât ne rămâne. Ca orice om în casa lui, voi, cât am bugetul, atâta, cât pot cheltui, atâta.
Dar atât timp cât colegii mei au cerut toate facturile restante, am încercat, le-a pitit, le-a sucit, le-a mai luat un zero, le-a mai pus o virgulă, tot să nu le dea. Da? Pe față, în Consiliul Local spune, da, cum, acum să notați și să le dați. Nu. În realitate, oamenii după aceea, după ședința de Consiliul Local, sunt certați și hârtile sunt pitite, ca să nu să spunem lucrurile pe nume, iar colegii s-au dus de 2-3 ori și oamenii nu știu ce să facă. Cu toate că în codul administrativ spune că consilierul local este suprem și că el poate cere documente de la primărie, în realitate lucrurile nu sunt așa. Nu vă e teamă că îl criticați destul de tare? Nu vă e teamă că va propune schimbarea dumneavoastră? Nu știu dacă va propune schimbarea mea. Așa cum i-am spus și dumnealui în 2021, eu am un contract de mandat pe 4 ani, am niște indicatori de performanță pe care până la ora actuală mi-i îndeplinesc. Cel care este șeful meu este Consiliul de Administrație, care este format din 7 membri. Și până la urmă, ceea ce spun, am și documente, de aceea am venit documentată la dumneavoastră. N-aș putea și să spun lucruri care nu spuneți sunt adevărate. Chiar ultima întrebare, cu permisiunea dumneavoastră, spuneți-mi, vă rog, despre stația de epurare, fiindcă intrăm în infringement, Uniunea Europeană, la ora actuală nu epurăm ecologic, apele uzate, e o situație blocată, e un blocaj teribil acolo, noi pleștenii nu înțelegem mare lucru, au fost mai multe discuții. Care este situația? Situația este foarte urâtă la stația de epurare. Ploiești are o stație de epurare construită între prin 1960-1970 cu o singură treaptă mecanică care practic doar vântură apa murdară. Toate substanțele care sunt acolo, vă dați seama că sunt cu mult peste media admisă de către mediu. Drept urmare, RASP-ul, fără vina lui că Ploieștiul nu a făcut sau primăria Ploieștii nu a făcut o stație de epurare nouă, este pasibil de amenzi deja. E pasibil sau a luat? A luat deja amendă. Avem o amendă de 400.000 pentru 10 zile. De lei, da? De 400.000 de lei, 4 miliarde vechi. Da. Următoarea factură care a venit, de fapt, de cât determinările urmează să primim factura, 900.000. Penalitățile, pentru am spus-o și o repet, pentru o lună. Penalitățile în funcție de debitul de apă epurată în stație pot ajunge la 3.500.000 de lei pe lună. În condițiile în care RASP primește de la primărie 10 milioane pe an plus TVA. Deci 3,5 milioane e maxim la care poate să ajungă cuantumul amenzilor. Penalităților. Penalităților pe lună. Pe lună. Adică vreo cât? 40 deci în două luni eu pun la cătu pe ușă și toți plecăm acasă. 12 luni, vreo 40 de milioane, vreo 8 milioane de euro. Peste exact. 8 milioane Nimeni de euro. Nimeni nu a vrut să înțeleagă. Am făcut de una Într-un și an. Ceva. Da. Am tot scris și primării, am scris și Consiliul Local, am scris tuturor. Nu s-a găsit nicio variantă în care să poată să ne spună exact cine își asumă aceste penalități. Pentru că, sincer, nu este vina mea. Regie, căreia primăria, prin Consiliul Local, a dat o stație veche. Eu sunt operator în stația de epurare, am plan RSC autorizație, am de peste tot, funcționez legal, numai că în acea autorizație de la Apele Române îmi trasează sarcine ca până pe 31 decembrie 2023, deci într-o lună de zile, să termin stația de epurare nouă. Era să vă întreb dacă v-ați apucat, dar nu, e o glumă proastă. Da, stația de epurare este a Ploieștiului, nu este a RASP-ului. Deci primăria Ploiești nu termină stația de epurare, dar RASP este cea care primește. Și ianuarie 2024 ce va fi? Riscăm să ne retragă autorizația de funcționare și Ploieștiul să rămână fără nicio stație de epurare. Cred că este primul oraș și prima dată când aud așa ceva. Sau când s-ar auzi așa ceva. Da, nimeni nu a avut aplecare să stea, să ne asculte și să citească cu atenție hârtile pe care noi le-am dat. Nu avem de unde, vă dați seama că penalitățile sunt contestate, dar până una alta cred că suntem buni de plată. Și chiar dacă se apucă cineva, ori să construiască, ori să continue această stație de epurare, trece un an de zile, cel puțin. Cel puțin 6 luni considerăm noi, dacă lucrurile și-au banii pentru lucrul ăsta. Primăria Ploiești nu are bani cu certitudine pentru acest lucru. Care este valoarea estimată? S-au făcut între 17 și 23 de milioane pentru continuarea lucrărilor. Da. De lei sau de euro? De euro. Da.
Vă mulțumesc, doamnă director. Ne vom reîntâlni cu siguranță. Și... Așadar, pe scurt, ați rețin așa, ați făcut declarația dumneavoastră cu 13 lei. Nu poți să comanzi beculețe de 1.200.000 de lei. 1.200.000. Da. Vă mulțumesc pentru participare. Vă doresc o seară bună în continuare. Vă mulțumesc și eu. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. O realitate plină de provocări, dragi prieteni, și un viitor plin de provocări pentru Ploiești, dacă vorbim numai despre stația de epurare sau despre dezăpezire. Rămâne să vedem ce se va întâmpla și cu dezăpezirea, dar să presupunem acolo operatorul va lucra așa cu speranța că va câștiga, că își va lua banii la anul. Însă la stația de epurare este nevoie de timp și este nevoie de bani. Iar de Crăciun vom vedea cum va fi, în decembrie vom vedea cum va arăta Ploieștiul. Trebuie să se întâmple ceva, nu știu, adică toți ne dorim. Eu de asta toți suntem nemulțumiți, suntem uimiți, suntem nervoși pe faptul că s-a ajuns situația în care la iluminat festiv să fie incredibilă sumă de 13 lei în buget. Vă mulțumesc pentru participare, domnul director, o seară bună. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!